dacă dincolo de valoarea literară a lui Dragoș Munceanu, subliniată în nenumărate studii, în cărțile unor critici renumiți istorici literari și mai nou în cartea excepțională unui cercetător din Băbeni, din Fior Barbu, o carte consacrată lui Dragoș Munceanu și Vâncenilor în general, foarte frumoasă carte, foarte consistentă. Așadar, cred că despre opera lui Dragoș Munceanu n-a mai rămas multe de spus. Despre om, desigur, mai sunt încă de spus. Eu aș vrea altceva. M-am tot gândit cum am putea noi să perpetuăm un exemplu viu pe care ni l-a dat Dragoș Munceanu. Principala lui calitate a fost generozitatea. Eram niște puști fără nume, fără carieră literară, mulți nici nu debutase în revistele mari în țării. Nu îndreptățeam cu nimic atenția unui atât de mare scriitor. Dar el a vrut să stimuleze cumva lucrurile în această parte de țară și între altele a și mărturisit în prefața antologiei Casa de sub pădure. Înțelegem să promovăm o creație poetică a unui spirit limpede și clasic, care să nu se îndepărteze de limba strămoșească, de morala și arta poporului nostru, de înaltul umanism al marilor creații. E un memento asupra căruia ar trebui să reflectăm. Prin selectarea riguroasă și treptată a tuturor tinerilor talente din Vâlcea, se va crea un centru local de viață artistică ce va avea însemnătate pentru istoria literară, crede asta, prin faptul că va da prilej de strânse relații între ei și totodată va recruta viitorii scriitori și artiști pe aceste meleaguri, totdeauna contrasemnate de floarea talentului. A crezut în puterile germinative ale acestor locuri și ale oamenilor care trăiesc aici. Asta cred că trebuie să preluăm de la Dragoș Munceanu. Deci, dincolo de orice manifestări comemorative, dincolo de studiile noastre despre articole, de evocări și așa mai departe, să-i ducem mai departe exemplu. Dacă fiecare din noi găsește măcar un tânăr pe care să-l susțină și să-l promoveze, cred că Dragoș Munceanu va fi acolo în păcat. Asta e moștenirea lui cea mai importantă, asta trebuie să facem și o datorie morală înaltă. În ce mă privește, aș vrea să încerc să fac lucrul ăsta. L-am mai încercat și sper că măcar unul din cei pe care i-am ajutat să-și ia zborul va însemna cândva un nume în literatura noastră. Le doresc și colegilor mei să procedeze la fel și să lanseze talente autentice din această zonă. Și asta este foarte important. Într-o paradigmă culturală, care trebuie să fie și literar estetic, atunci Dragoș Munceanu aduce argumente pentru afirmația mea, sunt lucrări proniatoare. Există aici, de exemplu, am reparcurs biografia despre Govara, despre Drăgășan, despre Băben și mi-am intitulat un capitol din istoria acestui spațiu, ca istoria mentalităților. Govara, care pot să adaug și Băben și Drăgășan, nu vorbesc de această zonă, cealaltă așa proficitate, ca spații proniatoare, deci lucrătoare, clăditoare și care dau sens unei existențe. De exemplu, în Dimitrie Gust, în Marea Enciclopedie, care
tot lungă, nu știu câți au citit-o sau câți au consultat-o, el povestește acel drum frumos, fastuos și teofanic, care face cu Pârvan și cu Iorga și merg la Cluj pentru a, pentru a consulta în coadă cele două monografii, enciclopedii ale ungurilor, că aveau două și nu avea niciuna. Și efluviile se trezesc. Deci acestea sunt gesturi proniatoare. Istoria, în schimb, are metamorfozele ei perfide. La acest capitol al ideilor proniatoare se înscrie, evident, Dragoș Grinceanu. Și mă bucur că Universitatea București are postat unul dintre pe site-urile ei un studiu elogios și total plin de sensul, de conotații, de terminologie, terminologie care umanizează. Omenos înseamnă a putea să-ți însușești cuvintele încât să nu devine mediocre, să nu se bălăcească în ideologie și să prindă sensul. Și acolo este chiar un studiu serios despre Dragoș Grinceanu. Din păcate sau nu, de la Grincea nu e citat nimeni. Dintre cei care au scris despre Dragoș Grinceanu. Deci, aceste lucrări proniatoare sunt acestor personalități. L-am cunoscut pe Dragoș Grinceanu atât de domnului Deacon, că mi se pot un lucru fantastic, nici nu era în această casă, dacă el nu insista, că nu mă cota atât de mult. Și cine nu este aici, țin să-i mulțumesc. Și o întreagă generație de oameni de această condiție și de orașe. De exemplu, Bobola are 27 de rânduri, dedică, e foarte important, îi dedică Dimitrie Gustiș, colaboratorii, dedică lui orașului Horezu. 17 Băbeniului, 17 Govorei, 9 Băbeniului. Asta este un argument pentru un tip de civilizație. Apoi, când venim la istoria cealaltă, cu perfidia istoriei, vorbim de altă bibliografie. Însă, istoria nu este o poveste frumoasă și nu este numai negativă sau pozitivă. Ideile se întrepătrund. Mă bucur foarte mult și cred că aici, la Vâlcea, Dragoș Grinceanu realizează spații, și cum a spus domnul Moțoc, ale generozității, care se răsfrâng și așa și traversat istoria. El este... Nu, la curentul cu Pafin și Calvea sau în polemicile lumii, cel mai citit ziar. Și am parcurs o parte din bibliografia de acolo ca să văd cum se puteau acomoda sau se puteau învecina personalități de această, de această mărime. Am recitit apelul lui, două sunt, ca să nu vă rețin din termenul acesta, întoarce la origini, la folclor, stilizat, metafizic sau nu, și dacă se întoarce spre ființă, se întoarce ce a fost înainte de ea. Și fiindcă aici, mă rog, s-a mai citat câteodată Heidegger greșit, întoarce la ființe aparținul Heidegger, dar stadiul celălalt este întoarce la auroral. Există ediții și ediții pe această temă. M-am bucurat foarte mult, fiindcă este prizat alături de și apreciat de la Călinescu, Vladimir Străin, Șerban Cioculescu și o întreag, Gheorghe Grigur. Asta este un aspect de moralitate. Chițimia. Chițimia care avea decât pe folclor. Da? Da. Deci da, vorbește critici profesioniști. Și Chițimia este o mare, este unul dintre, sigur, a scris despre orizontul literaturii și culturii. Am vrut să spun că aceste lucruri coniatoare mă bucură foarte mult și trebuie să le urmăm exemplu și să încercăm. Am da? O rugăminte. Da. Avem, iată, puștime mult aici, sunt tineri. Explică-le mai bine ce e cu proniator, cu termenul, pentru că ei poate nu au simțul proprietății termenului. Se gândesc la pronia cerească, știu eu, la ce anume, din ce perspectivă. Deci... Eu nu știu după nume, dar îi văd pe unul dintre ei pe Facebook. De exemplu, este Mădălina, nu mai știu cum, de zona Horezului sau... Două, trei fete care au un artifex, un tip de construcție a versului, care vine dintr-o fluiditate și dintr-un suflet, care face să fie constructori. Până să ajungeți la sacralitate, trebuie să treceți prin meantele, un bolnav trebuie să vindece. Să vindece scrin literatură. Govor a trecut prin sacrificii imense a unei populații, a unor domnitori, a unor personalități.
Și așa ajunge să fie un simbol. Am să vă spun simplu că literatura, cultura trec prin metamorfoze până ajung aici. Proniatoare. Sensul să... pro... L-ați putea înțelege mai ușor. Niatus. Pro, cei care clădesc. Clădesc cu suflet. Se găsește în momză. Se găsește și în cultura noastră. Adică ceea ce este în jurul idealității. Da. Dar ei sunt și trebuie să acordăm șansa că ei ajung proniatori. Ei nu sunt loviți de ideologie. Nici dau cum. Poate să fie de cea postmodernă, să zicem așa, pe partea negativă. Am vrut să le spun că și văd pe Facebook, în principiu, sunt foarte talentați. Sunt foarte, foarte talentați. Și când ajung să fie... Asta e. Da. Foarte bine. Da. Când ajung să fie, nu mă vorbeam pentru cei maturi. Cei tineri am foarte mult pe încredere. Pentru unii dintre cei maturi. Am foarte mult încredere în ei. Și a ajunge la adâncimile și la structurile de profunzime a acestui sens, ăsta e sensul. Cred că este sensul existenței și al devenirii. Cred foarte mult în această idee, vă repet, că există personalitate proniatoare pentru această zonă, orașe care sunt bătite în factori de acest tip, și că subteran există și metamorfozele perfide ale istoriei. Ele nu trebuie ignorate și trebuie să credem că sunt întâmplătoare sau că ar fi putut evitate întotdeauna. Important este că atât arta și literatura te ducă către un tip de caracter care să ne face să ne întâlnim mai prieteni, să credem că mai tare. Sigur că ne-am străduit și noi, să fiecare dintre noi, să facem câte ceva. O parte din lucru se știu, altele sunt încă în proiect, așa încât am să vă aduc câteva documente, dacă sunteți buni. Încep cu un proiect de monografie, Dragoș Lunceanu, pe care l-am făcut în urmă cu mulți ani, dar pe care nu pot duce singur la capăt, ci numai cu ajutorul domnului Nelu Barbu și al celorlalți colegi. Un cuvânt înainte, din partea unei personalități, să vedem unde, apoi părinții, Marioara Ilinescu, Atanasie Nicula, trei ani de școală, Băben Costești, cel internat Bărți, Facultate Studii în Italia. 4. Opera, biografia operei, poezie, proză, jurnalistică, cu atenție specială asupra perioadei intervenice, care prea puțin a fost evidențiată de către noi. Apoi, în perioada contemporană, când l-am cunoscut și noi, poezie, jurnalistică și critică literară. 5. Ultimii ani și Dulcea, 1970-77. Am mai scris despre lucrurile astea. 6. Posteritatea omului și a operei. Dragoș Lunceanu în recepția critică românească. Și străină, și italiană. 7. Dragoș Lunceanu în istoria literaturii române. 8. Dragoș Lunceanu, consonanții italiene. 9. Concluzii. Dragoș Lunceanu în conștiința universalității, dacă binevoiți. Din toate acestea, zic așa că aș vrea să vă marchez câteva contribuții. Pentru că am adus cu mine mai multe documente și vreau să le enumăr. Întâi de toate, colocviul Istoria Dimensiunea Creației Artistice din 1983, 14 august, la care au fost prezenți profesorul universitar Ice Chitimia și scriitorul Alcerna Rădulescu. De aici spicuiesc doar o secvență. A trecut prin Băveni profesorul Chitimia împreună cu George Călinescu. Și nu s-a oprit. Pentru că George Călinescu știa, sunt informat, că nu e acasă. Nu avem datare. Dar era o problemă cu locuința lui Dragoș Lunceanu, care era itinerant într-o perioadă când el era scrisit. Dar spune că George Călinescu, care era și el italienist, avea o mare plăcere să se întrețină cu Dragoș Lunceanu. Da.
Despre poemele transformanței, profesorul Chițimia spunea că... La Siracuza, i-au zis siracuzanii socrateliști, un palavragiu bătrân. Deci eu n-aș vrea să fiu un palavragiu bătrân. Aș vrea doar să vă spun atât. Viața culturală de aici, de la Râmnic, să știți că a ajuns să fie apreciată și la Cluj. Sunt în corespondență de mai mulți ani cu domnul rector Ioan Aurel Pop, academicianul de la Cluj, și chiar el mi-a trimis o scrisoare prin care o să vedeți că apreciază foarte mult. Dar ce vreau să spun, totul pornește, vedeți, de la pilda semănătorului. Dragoș Brânceanu, care a știut să pună sămânța bună în pământ mănos. Acum, să nu o luați ca o exagerare, dar cei care suntem aici de față, îi mulțumim. Și pentru început am să vă citesc câteva rânduri la domnul rector, care a semnat apelul Academiei Române către acest popor, știți cu toții, zilele trecute, și după care o poezie quiz contemporan, și apoi, în final, evident, un omagiu adus domnului, regretatului, pardon, Dragoș Brânceanu. Sărbătorirea celor 110 ani de la nașterea lui Dragoș Brânceanu și aș vrea să fac o mărturisire de suflet, așa cum ați prins și prin program, că sărbătoarea aceasta la care asistăm cu toții, din toate generațiile, este de o eleganță intelectuală nemai întâlnită la noi aici, la Gobeni, decât atunci când Dragoș Brânceanu aducea de la Muzeul Literaturii Române, prin Muzeul Literaturii Române, prin Uniunea Scriitorilor, câte un autocar sau chiar două de scriitori, de artiști, de actori și tot în această sală, fiecare, bineînțeles, cu opinia, cu părerea lui despre mersul civilizației poporului român, despre cultura și identitatea neamului românesc, despre fenomenul cultural, în special literar românesc. Importanța acestei manifestări, fără să flatez pe nimeni, constă în faptul că a fost concepută de către factorii, începând de la Consiliul Județean, de la Centrul de Creație, de la Consiliul Local și Primăria Băbeni și Liceul George Țărnea și, nu în ultimul rând, Casa de Cultură, care poartă numele Dragoș Brânceanu, pe patru paliere, cel puțin să rețină elevii și tineretul. Și am notat eu aici mentor al vieții literare, vâlcene, despre care s-a mai în anii 70, apoi personalitate iradiantă a culturii, a penetrat atât la București, cât și în Italia, în Europa, în Franța, pe unde a mai fost el exilat, în Elveția și așa mai departe, și la noi peste tot, și n-a făcut altceva decât să promoveze specificul nostru național, în literatură în mod special, în mitologie, în filozofie și, nu în ultimul rând, în critică și eseistică, în critica literară, pentru că are o carte, Întâlnire cu scriitorii italieni, în care îi prezintă pe cei mai mari scriitori, colegi de-ai lui, laureați ai premiului. Fraze, nu l-am cunoscut pe Alexi Dragoș Brânceanu, decât prin intermediul cuvintelor celor apropiați lui, dar consider că a fost un maestru în sensul cel mai pur al cuvântului, avea acea serenitate pe care unii o acceptă, alții o consideră slăbiciune, acum depinde de fiecare, de profesionalismul fiecăruia. Cert este că sunt lucruri pe care doar anumite spirite
alese, le pot înțelege. Dânsul s-a născut, cred, nu? La 14 februarie, un om care s-a apropiat de dimensiunea culturală occidentală, s-a născut, iată, într-o zi a iubirii, pe rit occidental, de fapt este o perioadă frumoasă între Sfântul Valentin și Dragobete, o perioadă care trebuie să fie caracterizată de înțelegere, apropiere între oameni, comunicare mai specială. Din nefericire, nu se întâmplă de multe ori așa. Am toată aprecierea pentru calitatea mesajului poetic al lui Dragoș Vânceanu și cred că, dincolo de opiniile unor oameni care, evident, sunt în acest spațiu al criticii literare, unii l-au apreciat, alții mai puțin, cred că Dragoș Vânceanu rămâne până la urmă un simbol pentru zonă, așa cum spunea și maestrul Doru Moțoc. Regăsesc, de fapt, în cuvintele domnului Moțoc, poate ceva ce intuiesc și la Dragoș Vânceanu, o anumită blândețe a înțelegerii, a receptării substanței intelectuale, a fiecăruia dintre discipoli, a decantării într-un mod cât mai frumos a acelor idei care până la urmă se pot împlini în opere deosebite. De fapt, cred că Dragoș Vânceanu a fost un om care a înțeles că discipolii de lângă el pot să își